Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit la un nou clip de doza de știri. Doza de bif, doza de știri, doza de box, doza de story time. Astăzi facem așa o combinație între doza de story time și doza de știri. Mă scuzați că mi-am aprins o țigărică. Îmi place rău formatul ăsta așa, mai bine că nu mă vedeți. Așa. Astăzi vreau să vorbim un pic despre rapoartele băieților inteligenți din Statele Unite, CIA, cu despre ce se va întâmpla cu planeta asta până în 2040. Acum eu nu știu. Am citit și eu câteva articole și am zis să dau drumul la un clip ca să facem așa un rezumat, ca să-l împărtășesc și cu voi, că simt așa nevoia să împărtășesc. Știi? Și băieții nu știu cum fac ei analizele. Bineînțeles că experți, dar poate au și ceva programe în care bag acolo niște date cu evenimente ce au fost, care sau probabil ce vor fi. Habar n-am. Ideea e că oamenii fac niște teorii așa interesante și am simțit nevoia așa după ce am citit să le împărtășesc așa cu voi, știi? În timpul lui Obama, raportul a precizat că o să existe un risc semnificativ de pandemie până în 2020. Dar de data asta lucrurile s-ar putea să fie și mai nasoale. Revolte ale oamenilor, încălzirea globală și utilizarea greșită a inteligenței artificiale. După ce am citit raportul ăsta, am zis că nu mai ies din casă niciodată. Și mai ales am pierdut orice dorință de a avea copii, zic unii internauți. Bieții copii născuți în 2020 deja au fost ghinioniști, dar viitorul pe care îl predice CIA e de-a dreptul sinistru. Prin comparație, să ai 20 de ani în 2020 nu e chiar așa de rău, nu? După terminarea unui mandat, CIA și Consiliul Național de Informații predau guvernului ales sau reales predicțiile despre viitorul planetei peste 20 de ani, în caz de nu știați, unde sunt exploatate diverse scenarii și multe dintre rapoartele vechi au dovedit că CIA se pricep la asta. De exemplu, în 2009, Barack Obama a fost avertizat că în 2020 va exista un risc major să înceapă o pandemie globală, băi. Ia uzi. Vedeți? Asta nu știați. Da. Noul președinte Joe Biden a primit acest raport despre cum va arăta în 2040, documentul intitulat Lumea în 2040. Da. Conține 5 scenarii majore și mai multe teme care ne vor defini viitorul. Agenția Americană de Informații avertizează în primul rând despre consecințele schimbărilor climatice și cele ale progreselor tehnologice, da? Adică știm foarte bine cât de repede se dezvoltă telefoanele, calculatoarele, inteligența artificială, programare și etică. Documentul discută pentru prima oară schimbările climatice. Autorii enumeră efectele pe termen lung ale încălzirii globale asupra planetei, spre deosebire de ziua de azi, în care doar anumite țări sunt afectate de această problemă. În următorii ani, nicio țară nu va mai fi scutită de efecte. Lipsa de resurse și migrația vor crește. Urbanizarea rapidă și gestionarea proastă a terenului și a resurselor vor intensifica schimbările climatice. Regiunile în care agricultura depinde doar de ploi, precum Sahara sau America Centrală, vor fi cele mai tare afectate de această criză, băieți. În 2030, efectele fizice ale încălzirii globale se vor manifesta peste tot sub formă de temperaturi mai însoțite de secetă, inundații și furtuni. Dacă presupunem că încălzirea globală nu va fi încetinită semnificativ, cum încercăm să facem noi în prezent, multe țări vor recurge la geoinginerie climatică. Pe principiu, manipulează și schimbă clima prin intermediul mai multor tehnologii diferite. Da, e o șmecherie care oferă o soluție pe termen scurt și are ca caracter corector, nu preventiv. Da. Temperaturile în creștere nu sunt singura problemă, băieți, de pe umerii noștri, să știți. Dacă progresul digital ne va oferi noi soluții ca să luptăm împotriva încălzirii globale, tot ele și primul motiv de îngrijorare. Conform CIA, ai impresia că deja ești înconjurat de prea multe ecrane. Stai așa să vezi cum o să fie în 2040, când toată societatea va fi automatizată cu trilioane de obiecte conectate. Da, din fericire, aceste progrese tehnologice ne vor îmbunătăți și viețile, normal, nu? Cum ar fi, nu știu, transportul, educația, medicina și agricultura, da, vor beneficia din ele. Dar aceste inovații vor aduce și cu și ele tensiuni, nu? Cursa globală pentru supremația tehnologică se va intensifica, normal, fiecare țară vrea ciolanul,
în timp ce inteligența artificială va ajunge pe culmi noi, bineînțeles. Da, CIA e preocupată de adoptarea inteligenței artificiale și utilizarea ei în război. Raportul reprezintă un risc semnificativ de utilizare a inteligenței artificiale în scopuri teroriste cu atacuri pilotate de la distanță care va fi ușor de organizat, vă dați seama, mai violente și mai frecvente. Într-o altă dificultate majoră menționată în raport cu recuperarea după pandemia de COVID-19, deși nu ne imaginăm că ne vom mai gândi la virus în 2040, ce credeți? Se pare că ne vor urmări mai mult timp decât credem. Economia noastră nu se va recupera complet, nici măcar după 20 de ani, în caz de vă așteptați să ne revenim cu ceva. Că după această criză care a fost cea mai mare problemă cu care ne-am confruntat de la al doilea război mondial încoace. Da. Consecința directă a acestei crize este, vă dați seama, numărul imens de datorii, cât și dificultatea de a găsi un job. Pentru că pun pariu că mulți care mă ascultați, poate aveți un job, poate n-aveți sau dacă aveți, nu prea vă place și căutați altceva și dacă căutați altceva, nu prea găsiți. Adică, bă, e cam nasol. Da, mai ales pentru ăștia tineri care nici măcar n-aveți 18 ani și vă gândiți să faceți și voi ceva cu viața voastră. Criza asta accentua și scăderea încrederii oamenilor în politică, iar asta ar putea pune în pericol viitorul democraților. Pe măsură ce se creează o prăpastie tot mai mare între guverne și popor, s-ar putea produce o ruptură care să dea naștere unei revolte imense fără precedent. Părerea mea, cel mai sigur trend pentru următorii ani rămâne demografia. Dacă azi e impresia că suntem foarte numeroși pe pământ, în 2040, mă scuzați, trebuie să ne aprind țigara. Deci, ce ziceam, în 2040 vă dați seama că populația va fi foarte bătrână. Creșterea populației lumii în scădere, iar în anumite țări din Europa și Asia de Est, populația va îmbătrâni mai repede decât media, da? Ceea ce va avea un efect și asupra economiilor lor. Din cele 5 scenarii majore discutate în raport, 3 oferă un rezultat relativ optimist. Primul își imaginează o cooperare globală în privința provocării climatice și a celei economice, ceea ce va duce la evitarea conflictelor. Al doilea presupune un parteneriat între China și Uniunea Europeană cu același obiectiv ca în scenariul anterior. Lupta comună împotriva dezastrelor climatice care afectează toate țările și care au adus la o criză mondială de alimentație. Un al treilea scenariu pozitiv propune reconcilierea între democrați și popoare. Tensiunile sociale se relaxează după ce oamenii prind din nou încredere în instituțiile democratice. Democratice! Doamne, ce prostii vorbesc! Da. Celelalte două ipoteze sunt mai pesimiste, așa. CIA îi propune un scenariu contrar celui anterior în care diviziunile sociale și criza economică vor duce la tot felul de instabilități pe plan mondial. Ultima poveste e cea mai sinistră. Lumea e fragmentată în diverse blocuri pe criterii economice sau de securitate, ceea ce le simțim și acum, da, deci unii au prea mult și unii prea puțin. Da. Mai ales între continente. Prioritățile țărilor vor fi autosuficiența și apărarea, iar asta înseamnă că vor ignora problema globală a schimbărilor climatice, ceea ce ar trebui să ne intereseze un pic, băieți. Țările dezvoltate precum Franța, Germania și Japonia vor fi mai pesimiste decât în 2021, cu privire la familii, la situația lor în general. Nu o să vezi oameni zâmbind la metrou prea curând. Raportul mai estimează că Istanbulul va fi cel mai populat oraș din Europa, urma de Paris, bineînțeles. Pentru prima oară când s-a început acest proiect în urmă cu 7 președinți, raportul e alarmant. De multe ori a fost considerat prea optimist. Dar acum ce credeți? Cei de la CIA sunt de părere că miza e prea mare și preferă să fie fataliști ca să evite decizii de poliție pe termen scurt. Da, să sperăm că vom reuși să producem, să reducem, deci îmi cer scule. Să sperăm că vom reuși să reducem problemele înainte să ne copleșească, da? Eu cam atât am avut de zis, băieți. Sper că v-a plăcut acest buletin informativ. Ne vedem pe data viitoare și apăsați și voi butonul de like. Hai să facem și noi 500 de like-uri, 1000 de like-uri și în ce în ce o să o dăm în mai multe diverse de astea, pentru că, ce credeți, îmi plac diversele. Îmi place să vorbesc teorii de astea. Mă uit la documentare. Îmi place să mă uit despre spațiu, despre habarnă, foarte multe subiecte. Eu am fost Cosminel, vă pup și ne vedem data viitoare.